Liviu Dragnea pare că a dispărut de pe scena politică. A fost aseară la petrecerea dată în cinstea vicepremierului Marcel Ciolacu. În schimb, nu a fost prezent în aceste zile în Camera Deputaților și nici la Înalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde avea termen în dosar. Nici apropiații din partid spun că nu știu unde a fost Dragnea zilele acestea. Profitând de absența liderului PSD, Mihai Tudose s-a dus în campanie de imagine la grupurile parlamentare ale PSD. Ce se întâmplă de fapt, ne spune colegul meu Vasile Marcu. Vasile, bună dimineața! Bună dimineața, mai exact de o săptămână nu mai a fost văzut la Parlament președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea. De joia trecută, de la moțiunea de cenzură a liberalilor, atunci a fost ultima oară văzut și când a făcut și declarații, iar de atunci pe aici, pe la Parlament, nu a mai dat. Însă, într-adevăr, aseară a participat la aniversarea vicepremierului Marcel Ciolacu. Acolo s-a întâlnit cu o parte dintre liderii PSD. Oricum, legătura o ține cu partidul, mai mult prin telefon și tot prin telefon vorbește și cu președintele Senatului. Președintele Senatului spunea ieri că a fost chiar într-un strâns contact în ultima perioadă cu Liviu Dragnea, dar începând de marți seara, de când a dat Departamentul de Stat al Statelor Unite acel comunicat, de atunci a început să vorbească foarte mult cu Liviu Dragnea la telefon și în cursul zilei de ieri a făcut acest lucru. Totuși, deși inițial așteptam o luare de poziție fizică să apară și să facă declarații ori Liviu Dragnea, ori Călin Popescu-Tăriceanu, până la urmă cei doi s-au rezumat la a da un punct de vedere, un comunicat scris pe care, într-adevăr, l-au adresat cei doi, l-a semnat și Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, dar totuși, spuneam, Liviu Dragnea nu a mai apărut fizic, nu a fost văzut chiar astăzi când este plen la Camera Deputaților. Plenul este condus de Iordache, de vicepreședintele Camerei Deputaților, iar Liviu Dragnea încă nu a apărut la birou. Mulțumesc foarte mult, nu se știe.